Măi, fetelor, ați avut mare dreptate cu mașina de spălat, să știți că merge, programul e de 2 ore, uitați aici, mi-a zis să vă arăt butoanele mai bine. Uitați aici programele. Nu m-am priceput la programele astea, dar merge, e de treabă, uitați. V-am filmat programele mai bine să le vedeți, dar chiar 2 ore durează, cam așa, și uite că o termina vasele, strălucesc. Foarte bine le spală, foarte bine, sunt foarte mulțumit de mașină. Uitați aici, uitați aici, fetelor, cum arată, mamă, ce strălucește. Mașina e oglindă, spală vasele la 50 de grade, le dezinfectează, uitați acolo. M-a trebuit să le las așa afară să se usuce, dar nu știu dacă e mai rentabil să speli la mână sau să le speli aici, fetelor, pentru că nu știu cât apă se consumă. Pentru că 2 ore în continuu să funcționeze mi se pare mult. Dar, într-adevăr, strălucesc. Foarte bine le spală. Bine, oalele sunt și noi. Ia uitați aici. Ar trebui acum să le las ca să se usuce. Pentru că nu sunt uscate foarte bine, dar termină programul singură. Și ce nu-mi place, că am văzut că le limpezește cu apă rece. Dacă le-ar clătări cu apă fierbinte, cred că ar fi mai ok, pentru că nu rămâne urme. Așa văd că rămâne un pic așa, cam urme. Ar trebui să le dau cu un picuț de, nu știu, cu hârtie, nu știu ce să zic, habar n-am. Dar le spală bine. Am rămas uimit cum le spală, fetelor. Am rămas uimit. Ia să vedem acum, dacă le scot afară, să vedem. Ia să vedem. Uitați aici. Uitați aici. Cum le spală. Le spală bine, mă. Le spală foarte bine, dar trebuie să le dai, cred că, sau să le lasă să usuce de tot, că nu le-am lăsat să se usuce mașina. Și mai trebuie date cu puțin șervețel și gata. Ia uitați aici. Un polonic a rămas ceva acolo, nu știu ce a rămas. Cred că trebuie date cu un pic de șervețel, uscate cu șervețelul și gata. Uitați aici. Are ventilator din asta care are presiune peste tot. Uitați care se învârte peste tot. Foarte mișto mașina. Așa. Și aici, astea, poți să pui aici și pahare, uite. Nu știu. Doar că mi se pare prea aiurea să pui, pentru că aici, nu știu, pentru pahare sau pentru vase primul raft. Cred că poți să pui ce vrei, de fapt. Lingurițe mici, chestii mici, mărunte. Ia uite, coșulețul ăsta. Așa. Le spală bine, mai le spală foarte bine. Doar că mi se pare că consumă foarte multă apă. În 2 ore. Cred că mai bine le speli la mână. Ce părere aveți? Mai repede termin la mână. Doar că așa las mașina și ea își face treaba singură. Acum, de ce rămâne acolo apă? Asta mă... A, uite că are ăsta, se poate scoate afară. Da, și mișto e ăsta. Și se poate așeza farfuriile și se pot pune înăuntru așa cum vrei. Se pot așeza acolo. Ăsta are un filtru acolo. Oare filtrul ăsta cu apă? O rămas apă în mașină multă. Nu știu de ce rămânea. E voie să rămână apa asta în mașină? Ia să vedem. Uite, are un filtru.
E curat filtru. E curat, dar de ce rămâne apă? Acolo unde merge apa. E foarte curat. Dar așa trebuie să rămână apa asta aici? Prea multă apă în mașină, fetelor. E plină de apă. Habar n-am. Că n-ar avea voie să rămână apă. De ce rămâne apa asta? Mamă, dar ce fain strălucește. Asta nu știu. Care e părerea voastră? Și vouă vă rămâne apa aia în mașină? E normal să rămână apa asta așa în mașină? Nu știu, dați-mi o idee, fetelor. Pentru că apa aia acolo se împuțește, nu știu. Ia, nu știu, habar n-am. Prea multă apă. Și uite că nu se duce apa.